Închisă de mai mult de jumătate de an, pasarela îndrăgostiților încă așteaptă să fie modernizată. Până atunci, zilnic zeci de persoane își pun viața în pericol, ignoră avertismentul autorităților și trec peste Bega, peste structura șubredă. La câțiva kilometri distanță, pasarela Gelu este încă în plin șantier. Va putea fi folosită din această primăvară, promite autoritățile. Pe celebra pasarela îndrăgostiților, care face legătura dintre Parcul Copiilor și Splaiul Nistrului, de mai multe luni s-a pus și un ultim lacăt. Este cel al autorităților, prin care se interzice trecerea podului pietonal. Un lucru valabil doar în teorie, pentru că în practică este total diferit. Este foarte mult de ocoli, cel puțin din stație de la prefectură. Trebuie să vin roată pe podul acela de acolo ca să ajung la facultate și atunci mi-e mult mai ușor să vin. Cam scurtez 5-10 minute de mers dacă vin și sar pe aici. Da, în foarte siguranță nu este, dar ce să facem? Ne-au închis-o și atâta tot. Eu nu sunt tânără, copiii ăștia tinere sare peste ea, dar eu... Și mă duc până la punctele cardinale pe jos, că acolo am stația de autobuz. Ar fi fost mult mai ușor pe aici. Păi era mai fi vreodată ieșeam, mai nu ocoleam tot podul. E deranjant și chiar din postura turistului care este obligat să parcheze destul de departe de zonele de interes, astfel încât o astfel de pasarelă care merge chiar spre centru ar fi binevenită, nu? Pentru panoramă, pentru traficul pietonal. Pasarela îndrăgostiților a fost închisă încă din luna aprilie anului 2023. De-abia la începutul acestui an urmează să fie lansată licitația pentru proiectarea și execuția noii pasarele a îndrăgostiților. Această pasarelă ar fi trebuit să fie închisă de undeva de 5 ani de zile. Primăria Timișoara are o expertiză, cred că din 2018 sau 2017, nu mai mă aduc aminte exact anul, care spune încă de acea vreme că pasarela trebuie să fie închisă pentru că prezintă riscuri structurale iminente. Știu că nu este un lucru plăcut să închizi un astfel de pod pietonal, dar din păcate cred că trebuie să punem pe primul loc, sau din fericire, trebuie să punem pe primul loc siguranța înainte oricărui alt factor. Licitația pentru serviciile de proiectare și execuție va demara în această lună. Așteptarea noastră este undeva în mai, undeva în zona asta, știu, primăverii, începutul verii, să avem finalizat această licitație, să avem semnat contractul de proiectare și execuție și să ne începem efectiv de muncă. Cel mai probabil finalizarea va fi undeva la începutul anului viitor. Situația este diferită la câțiva kilometri mai în aval pe Bega, acolo unde trecerea se va face de anul acesta pe noua pasarelă Gelu. Aici a fost deja montată structura metalică. Urmează să fie amenajat traseul pietonal, cel pentru bicicliști, spațiile verzi și sistemul de iluminat. Investiția în noua pasarelă Gelu este de 12 milioane de lei. În această primăvară vom putea să trecem peste noul pod pietonal peste Bega. Lucrurile sunt executate, tablierul a fost montat în întregime, relocările de rețele de electricitate și nu numai de rețele de utilități au fost și ele finalizate. Aici am avut, din păcate, cel mai lungi așteptări și o parte consistentă din întârzierile pe care le avem tocmai din cauza relocărilor de utilități. La fel ca în cazul podului Gelu, pasarela îndrăgostiților va fi demolată și reconstruită. Valoarea totală a investiției în structura pietonală de lângă Parcul Copiilor este estimată la aproximativ 11,5 milioane de lei.